Chiar dacă precizează că n-a avut o discuție clară cu premierul Victor Ponta despre eventuala intrare în guvern, Călin Popescu-Tăricianu spune că un asemenea scenariu nu este deloc exclus, în condițiile în care atât el cât și parlamentarii care îl susțin au fost aleși pe listele USL, alături de PSD și au contribuit într-o măsură semnificativă la programul de guvernare cu care au fost câștigate alegerile parlamentare din 2012. A intra la guvernare din această perspectivă nu ar fi nimic anormal și nici spectaculos pentru că cetățenii ne-au dat votul pentru a participa la conducerea țării. Ne-au încredințat acest mandat, după cum știți, cu un vot extrem de consistent, a declarat Călin Popescu, tăricianul FEI.